să mă întorc puțin în timp, mai exact la momentul în care ați candidat la prezidențiale, ați ajuns în turul 2 și ați obținut cel mai mic punctaj al unui candidat PSD la prezidențiale. Ați fost trădată? V-a trădat cineva? Aici au fost mai multe aspecte. Primul a fost legat de faptul că toți ceilalți candidați de la PSD dețineau o funcție. Domnul Ponta era prim-ministru, domnul Năstase era prim-ministru când a candidat, domnul Joană iarăși avea o funcție. Gândiți-vă că eu am candidat în condițiile în care, cu sprijinul Partidului Social Democrat, a trecut moțiunea de cenzură în octombrie și noiembrie, când erau alegerile, nu mai aveam nicio funcție. Al doilea lucru, este foarte greu să candidezi împotriva președintelui în funcție. Să nu uităm că domnul Ponta a candidat împotriva primarului de la Sibiu. Eu am candidat împotriva președintelui României și acest lucru este dificil. Dar se știa lucrul acesta, adică v-ați asumat. Exact. Al treilea lucru a fost legat de trădarea din Partidul Social Democrat. Mai mulți, pornind de la lideri, mai mulți, nu aș vrea să mai fac acum o enumerare și să dau nume, toată lumea știe despre acest lucru, care efectiv nu s-a mai implicat și mai mult decât atât au boicotat în anumite județe alegerile. Dar trebuie să mai luăm și în calcul faptul că am candidat după o perioadă în care președintele partidului fusese arestat. Erau mai multe grupuri în PSD, am încercat să țin unit Partidul Social Democrat și să nu uităm că dacă la europarlamentare procentul a fost de 32%, la prezidențiale procentul a fost de 34% și acest procent a fost mai mult obținut de câteva persoane care mi-au fost alături și de faptul că am mers foarte mult între oameni și am vorbit cu oamenii. Și mai vreau să fac o singură precizare, dacă la prezidențiale am obținut votul și susținerea la 3,4 milioane de români, să nu uităm că la parlamentarele din 2020, Partidul Social Democrat a obținut susținere la 1.700.000 de români, deci de la jumătate. Iar acest lucru spune foarte multe lucruri. Dar vreau să vă spun în final, pentru mine le doresc succes celor din Partidul Social Democrat, le urez succes tuturor celorlalte partide. Eu acum sunt în Partidul Națiunea Oameni Împreună, nu o să mă întorc niciodată în Partidul Social Democrat și sper ca alături de colegii mei să arătăm că se poate face o altfel de politică, în primul rând bazată pe încredere, prin respect, pe consens și solidaritate. Dar domnul Paul Stănescu, de ce nu v-a vrut candidat la prezidențiale din partea PSD? Bun, cred că trebuie să-l întrebați pe dânsul. Eu consider că domnul Paul Stănescu deja își dorea pe altcineva candidat la prezidențiale. Este opinia dânsului. Nu trebuie ca într-un partid să fie unanimitate. Eu consider că fiecare trebuie să ne spunem părerea și nu mai suntem în perioada în care toți trebuie să fim de acord cu o decizie. Trebuie să fie și părerii contrarii, dar nu aceasta cred că a fost problema. Domnul Paul Stănescu, de fapt, nu a fost vrut să fie nici președintele partidului, dânsul avea o altă fară de parcurs.